Liga Secundă programează prima etapă a turneului play-out care va stabili echipele retrogradate. Gloria va juca pe teren propriu împotriva formației Farul Constanța. Partida va avea loc de la ora 17 pe Arena din Crâng. Buzoienii debutează în play-out din postura de lider. Așa cum a afirmat antrenorul Ion Viorel, greul de-abia acum începe. După ce nu a reușit să se califice între primele 6 echipe ale seriei 1 a Ligii Secunde, Gloria va trebui să se lupte cu alte 5 formații pentru a rămâne în Liga a 2-a. Primul meci este împotriva Farului din Constanța, o echipă imprevizibilă care în sezonul normal a avut rezultate foarte bune cu echipele din fruntea clasamentului. Tehnicianul grupării din Crâng a declarat că, începând de mâine, orice punct este important, chiar dacă formația sa pleacă avantajată din postura de lider al ultimilor 6 clasate. Normal, trebuie să câștigăm, ce să mai să începem să câștigăm, să evităm că altfel, și să vedeți că orice punct, uitați unde eram acum, cu un punct. Un punct, pentru noi, acum, eram la egalitate de puncte și azi ar fi toate lucrurile altfel. Jucai altfel. Orice punct contează. Din păcate, Vioare nu se va putea baza mâine pe 2 dintre cei mai importanti jucători. Aerinei, suspendat pentru cartonașul roșu primit etapa trecută, și Bogdan Dumitru, care a suferit o accidentare gravă în meciul cu CSMS Iași. Și am rămas în 2 copii. Trebuie să luăm 2 juniori de la curtea noastră de aici. Mai e și pe un, 3. Poate le refacem pe Gherasim, că portarul este sub 21. Că nu poți să rici la un meci să te aduci cu 2 jucători. Oricum, lotul e restrâns, știți cu toți. Puțin. Asta e situația. Și mai sunt 10 meciuri, deci vă dați seama, 10 meciuri. Partida de mâine între Gloria Buzău și Farul Constanța va avea loc pe stadionul din Crâng de la ora 17. Biletul de intrare va costa 5 lei.